chiar menirea sa de ființă umană. Am putea să reformulăm o anumită întrebare de început. De exemplu, referindu-ne la întrebarea cum ar putea yoga să ne ajute să ne transformăm viața, am putea mai degrabă să ne întrebăm în ce domeniu nu ar putea yoga să producă modificări excepționale în bine. Și dacă există un singur domeniu care vă gândiți noastră că ar fi, ar exista și care yoga nu ar putea să îl transforme în bine, o să vă rog să mi-l spuneți și nouă pentru a vă răspunde și pentru a confirma dacă este așa sau nu. Analizând absolut orice registru al existenței umane, orice nivel al activității umane, vom putea să recunoaștem faptul că yoga produce veritabile transformări în bine a ființei. Fie că vorbim despre viața de familie, fie că vorbim despre educația pe care o vom da copiilor, fie că suntem copili și începem să înțelegem chiar mai mult și începem să ne deschidem mai mult și mai autentic față de părinții care ne-au crescut și ne-au educat până acum, fie că suntem mai în vârstă și urmează să trecem printr-o fază numită a vârstei a treia și urmărim să ne pacificăm ființa pentru a ajuta la procesul chiar trecerii dincolo, deci și a ajuta să ne spiritualizăm ființa chiar la această vârstă mai avansată, fie că vorbim de succes în plan material, fie că vorbim despre fericirea în cuplu, fie că vorbim despre iubire, de iubirea manifestată în interacțiune cu semenii noștri, manifestată, deci, în familie sau cu ființa iubită, vom vedea că yoga poate să aducă răspunsuri practice fundamentale și să ofere chei foarte eficiente de transformare. Ce ar trebui să ținem întotdeauna cont atunci când vom practica, deci vom aborda anumite modalități practice, este faptul și mai mult sfatul de a ține cont că întotdeauna practica yoga trebuie realizată sub o anumită ghidare și să ținem cont că în anumite situații există recomandări specifice fiecărui procedeu. Și nu întotdeauna practica diferitelor tehnici poate să fie, să zicem așa, oferită tuturor, pentru că ea totuși trebuie să fie abordată gradat, progresiv. Iar în anumite situații există chiar contraindicații ferme în abordarea anumitor procedee yoga. Sigur, aceste contraindicații ferme de interdicție totală sau parțială a execuției anumitor procedee yogine țin mai ales de anumite cazuri de boli mai grave. De exemplu, în această direcție, bolnavii de schizofrenie sau cei care au mai multe boli psihice mai grave, trebuie să fie orientată o anumită modalitate care să îi ajute să-și refacă mai întâi sănătatea și apoi să poată să abordeze practica yoga. În ceea ce privește condițiile necesare pentru ca practica noastră yoga să devină eficientă, sigur că am putea spune că singura condiție pentru un om matur, normal dezvoltat, este să-și poată propune această schimbare în mai bine a ființei sale, precum și să manifeste o anumită formă de curaj de a începe să se modifice în bine. Nu există o altă condiție necesară pentru ca noi să începem să practicăm yoga. Dacă credeți dumneavoastră că numai în Orient se poate practica yoga și numai în India, să știți că este o greșeală. Dacă credeți că numai în anumite așezăminte mai retrase se poate practica yoga, este o dogmă. Noi vă spunem că practicăm yoga de mai mulți ani și de asemenea numai noi, ci și foarte mulți alți oameni și sigur că și acasă poate fi abordată yoga într-un antrenament sigur sistematic, organizat sigur și supus atenției ghidului sau instructorului yoga și viața noastră să se resimtă în bine după o perioadă de timp în care, sigur, practica yoga este realizată conform recomandărilor care sunt date la sală.
Începând de la vârsta de 7 ani, chiar și copiii pot practica într-un mod eficient yoga. Am avut surpriza acum câțiva ani, când am lucrat yoga cu o grupă de copii, să constat că mulți dintre ei, deși aflați în procesul creșterii, prezentau unii dintre ei deformări chiar la nivelul coloanei vertebrale și erau foarte rigizi. Erau chiar lipsiți de elasticitate. Acest lucru m-a surprins, așa cum s-ar putea să vă surprindă și pe dumneavoastră, pentru că este cunoscut faptul că în perioada de creștere chiar cartilajele și sistemul osos al copilor este chiar foarte elastic. Și ați putea pune întrebarea, totuși, cum este posibil să se producă aceste situații chiar la o vârstă foarte mică? Deci chiar la copii de 5-6 ani. Și sigur că lucrând cu acești copii, mi-am dat seama că ei foarte rapid pot să-și refacă starea de suplețe și de la elasticitatea coloanei vertebrale. Această elasticitate a coloanei vertebrale, această suplețe a coloanei vertebrale este foarte importantă pentru sănătatea ființei umane, pentru că prin ea, prin coloana vertebrală, circulă cei mai importanți, să zicem, curenți de energie, cele mai importante fluxuri de energie din universul lăuntric al ființei. Și sigur că anumite rezultate în ceea ce privește mai ales starea de sănătate și de armonie a ființelor depinde de starea de sănătate a coloanei vertebrale. Nu întâmplător, coloana vertebrală este numită în tradiția spirituală ca fiind axul vieții. Acești copii care erau mai rigizi și care manifestau anumite deformări la nivelul coloanei au putut destul de ușor să redobândească starea de elasticitate și suplețe. Și sigur că acest lucru a încurajat foarte mult chiar și pe părinți care la rândul lor au început să fie foarte deschiși față de această practică. Am remarcat din punctul de vedere al abordării practicii yoga o mai mare seriozitate și deci o mai mare eficiență în cazul celor care aveau anumite afecțiuni. De ce? Pentru că erau strict interesați să producă acea transformare. Foarte mulți oameni se consideră sănătoși. Este bine să mentalizăm starea noastră de sănătate, dar este bine să fim și obiectivi. Și să nu uităm faptul că starea noastră de sănătate este, o putem parametriza foarte ușor și prin răspunsurile la anumite întrebări noi putem să înțelegem dacă suntem cu adevărat sănătoși sau nu. Ori una dintre întrebările fundamentale care corespunde definirii ideii de sănătate este aceasta. Suntem noi fericiți în actuala existență? Și vom remarca că uneori poate nu suntem chiar foarte fericiți pentru că undeva o stare, starea noastră interioară indică pesimismul. Gândirea noastră indică o orientare către însingurare. Avem o gândire fatalistă, de exemplu. Adeseori suntem foarte timizi, foarte emotivi. Emoțiile ne copleșesc. Adeseori atragem insuccesuri. Aceasta ne face să nu avem o stare de fericire în urma unui insucces. Deci nu putem spune că suntem chiar sănătoși. Noi, adeseori, când nu ne doare ceva, spunem că suntem sănătoși, dar în realitate, sigur, din punctul de vedere energetic, din punctul de vedere al unor cauze mai profunde, care nu s-au obiectivat la nivelul sferei corpului fizic, aceste aspecte, pentru un om cunoscător și avizat, sigur că ar arăta, de fapt, o stare care urmează să apară. O stare care, sigur, nu este cea de sănătate. O anumită afecțiune poate să apară pe fondul anumitor, să zicem, simptome care nouă ne scapă acum, pentru că nu avem o anumită sensibilitate din punctul de vedere al percepției și conștientizării acestor simptome. Adeseori noi tragem de noi, suntem stresați, suntem angoasați, ne este frică. Și sigur că există o anumită suferință psihică care ne macină. Și urmarea acestui stres, sigur, ajunge la un moment dat să suferim poate chiar de o gastrită sau ajungem să fim foarte nervoși, iritabili, capricioși și atmosfera în familie chiar poate să se modifice datorită acestor stări pe care noi le întreținem. Și atunci iată că un om care, de exemplu, a ajuns în punctul în care să-și dea seama că este bolnav, un om care și-a dat seama că totuși integrarea sa sau interacțiunea cu oamenii sunt, să zicem așa, văduvite de această
prezență, de această stăpânire de sine, de acest autocontrol, de acest optimism, sigur că el își pune probleme foarte clare și spune, nu, nu sunt mulțumit de viața mea, trebuie să o transform. Și atunci el începe o anumită practică foarte serioasă, un antrenament sistematic și în scurt timp el reușește să obțină rezultate pentru că el dorește intens să schimbe această stare de lucruri. Și deci, de foarte multe ori, abordarea era foarte serioasă în cazul celor de vârsta a treia, persoane care au ajuns să practice zilnic chiar și câteva ore de yoga și care s-au transformat și corpul lor atingea anumiți parametri care îi făcea pe ei să se bucure în continuare de o stare de, să spunem așa, de tinerețe.